Dragilor, astăzi vom vorbi așa puțin, pe scurt, despre furie și aș vrea să încep acest video spunându-vă o întâmplare, de fapt o serie de întâmplări la care am asistat pe parcursul mai multor ani. Băiețelul meu este hipoacuzic și am stat foarte mult timp în spitalul Orele, în care sunt foarte multe persoane hipoacuzice sau non-verbale. Stăteam pe holuri și așteptam să iasă de la orele de logopedie și m-a frapat momentul în care am văzut cum se ceartă două persoane hipoacuzice și non-verbale. Și mi s-a părut foarte interesant faptul că furia și nervozitatea fiecăruia erau mult mai scăzute decât ale oamenilor auzitori și ale oamenilor tipici care se ceartă și care lasă furia să escaladeze într-o discuție mai aprinsă. N-am văzut la o singură pereche de astfel de persoane, ci în acești ani la mai multe persoane am văzut lucrul acesta. Aveau un caietel, își puneau întrebările și treceau caietul de la unul la celălalt și fiecare scria ce era de scris, însă ce am observat este că acest proces de a gândi ceea ce simțeau, de a scrie ceea ce simțeau, de a exprima în scris ceea ce simțeau, cumva reducea și scădea furia și nervozitatea într-o astfel de, să-i zicem, discuție aprinsă între două persoane hipoacuzice. Și mi s-a părut foarte interesant și am luat cu mine lucrul ăsta și l-am spus și eu mai departe și oamenilor din cabinetul meu, anume că atunci când simțim într-o discuție că simțim furie, simțim nervozitate, simțim că lucrurile astea pot escalada pentru că furia se duce foarte ușor în agresivitate, este foarte important să facem un pic de pauză, să facem un pas în spate și să ne decantăm noi emoțiile și eventual să le și scrie, astfel încât să înțelegem noi ce este în spatele acelei furii. Pentru că, dragilor, da, furia, deși este zgomotoasă, deși am fost învățați de mici să nu îi dăm curs foarte ușor și poate noi femeile, fetițe fiind, ni s-a spus că nu este frumos să fim furioase și că este normal și că așa ar trebui să facem, să ne inhibăm această furie. Dimpotrivă, furia este sănătoasă atâta timp cât putem să o gestionăm și să o exprimăm într-un mod sănătos. Furia este într-adevăr această emoție atât de puternică, dar care vine cu o informație foarte valoroasă despre ceva din noi, care se simte într-un anumit fel, fie ne simțim nedreptățiți, fie limitele pe care le avem în acea relație au fost trecute de partener, fie simțim că am făcut prea mult pentru cealaltă persoană, că ne-am sacrificat prea mult, iar celălalt nu apreciază. Întotdeauna furia apare atunci când ceva din sinele nostru a fost cumva atacat. Și așa cum spune Harriet Lerner în Dansul Furiei, foarte frumos, că durerea este cea care ne face să luăm mâna de pe o plită încinsă, așa și furia cumva ne apără integritatea sinelui nostru. Așa că vă invit să priviți furia nu ca pe pasul acela de dinaintea izbucnirii unui război sau al unui foc de artificii intens, ci ca pe un pas important în a descoperi ceva despre nevoile noastre, despre limitele noastre, ce anume ne-a determinat să fim furioși, ce nevoie a fost încălcată sau ce nevoie nu a fost împlinită. Așa că putem privi furia dintr-o altă perspectivă, nu din perspectiva în care trebuie să ne debarasăm de ea, trebuie să o inhibăm, trebuie să o ascundem și să fim acele persoane cum se cade, ci dimpotrivă de a o explora, de a înțelege de ce ea este acolo. Ce anume în relația cu partenerul nostru ne-a determinat să fim furioși sau furioase și cumva dacă ar fi să avem așa o mică strategie de gestionare a furiei într-o discuție aprinsă, discuție care, iată, la apariția furiei poate degenera în agresivitate verbală și, din păcate, uneori chiar și fizică. Recomandarea mea ar fi să luăm o pauză, să respirăm de câteva ori profund,
să încercăm să rămânem noi cu noi înșine și să ne gândim ce anume, ce nevoie este acolo, ce a declanșat această furie, de ce ne simțim atât de furioși sau de furioase, care a fost nevoia neîmplinită sau nevoia încălcată de partenerul nostru. Să ne decantăm noi emoțiile și sentimentele și să înțelegem ce este în spatele furiei. Poate putem să scriem, așa cum v-am spus la începutul acestui video, putem să scriem și apoi să discutăm cu partenerul nostru. Putem să, pur și simplu, să ne luăm timp să ne gândim ce anume a declanșat furia aceasta. Și după ce știm exact ce este acolo, abia după aceea să mergem să discutăm cu partenerul nostru, neapărat într-un moment în care suntem calmi, în care suntem liniștiți, în care putem folosi un ton al vocii blând, în care putem să-l privim pe celălalt cu compasiune și iubire și neapărat, dacă putem, să folosim propoziții în care să spunem eu am simțit sau eu, mie mi s-a părut acest lucru și să nu aruncăm reproșuri, tu ai făcut acest lucru și din cauza asta s-a întâmplat nu știu ce. E important să folosim persoana întâi, singular, atunci când comunicăm nevoile care au fost neîmplinite sau încălcate în relația noastră, în fapt ce a declanșat furia respectivă. Să fim atenți la ce spune partenerul nostru, să-l ascultăm în mod activ, să fim deschiși către perspectiva lui, să ne gândim la ea, să căutăm împreună o modalitate, un compromis care să îmi împlinească și mie nevoia sau să nu mi-o încalce, dar și pe cea a partenerului meu. Și să fiu deschisă către a implementa soluția pe care am găsit-o împreună și să fiu conștient sau conștientă că doar așa relația noastră devine din ce în ce mai puternică, parteneriatul nostru este din ce în ce mai armonios, pentru că nu există relații în care să nu apară momente de furie, de frustrare sau mici neînțelegeri. Însă, atunci când relația este bazată pe respect, există niște limite clare pe care partenerii le respectă, există un sprijin pe care fiecare îl acordăm celuilalt, o astfel de relație este o relație sănătoasă, o relație asumată și o relație care, într-adevăr, ne va împlini și ne va face să ne simțim și iubiți și ascultați și auziți.